Da, încă am tatuajul, după o săptămână arată așa, încă este semi-vizibil. Bă, se ține destul de bine, se ține bine. Bun, hai să trecem la produsul de astăzi, care este o boxă portabilă, o boxă externă, care poate fi un accesoriu decorativ în casă extraordinar de fain. De asta mi-am și dorit să-l văd, să-l am, să-l testez, pentru că trecând peste partea estetică, trebuie să fie și practic, nu? Bun, este vorba despre o boxă externă în formă de pitbull, cred, sau ceva, un câine. Probabil ați mai văzut reclame la genul ăsta de boxe, mie mi se par extraordinare, mai ales dacă își fac treaba, dacă se aud destul de bine. Înainte să trecem la unboxing-ul clasic, hai să vedem exact ce găsim înăuntru și ce specificații are boxa. Și avem așa, wireless speaker, high definition sound, deci teoretic ar trebui să avem un sunet de înaltă calitate. Unic, inovativ, nu știu ce, compatibil cu iPod, iPhone, iPad, ok, smartphone compatible, deci este Bluetooth wireless, rechargeable battery, între 6 și 8 ore de autonomie, ceea ce este destul de ok dacă stăm să ne gândim. Aparent avem un input pe micro USB adapter, deci avem un micro USB, n-are jack? Nu înțeleg cum funcționează asta, hai să vedem. Și acum hai să vorbim exact despre difuzoare, pentru că avem amplifier and speaker power și avem un amplificator de 10W. Avem niște tweetere care sunt boxele alea mici ce redau în altele și avem un woofer de 5W, ceea ce este ok în forma asta mică în care vine. Corect, nu vorbim aici de acel Marshall care era o imensitate, o... Fai mamă! Vorbim aici de o boxă destul de micuță și în formă de câini. Avem un range de frecvențe între 200 Hz și 18.000 Hz, ceea ce este super ok. Nu este basul, probabil nu va fi extraordinar de puternic, dar în alte, la înalte trebuie să stea super bine. Ca accesorii avem o carabinieră pentru a o găța undeva, pentru a, nu știu unde ai putea să o pui, că doar nu poți să o pui la curea sau la blugi ceva. Ok, avem un adaptor sau un cablu de la micro USB la USB și un adaptor de 3,5 mm. Hai să vedem și un quick user guide. Ok, hai să desfacem ăsta. Deja prea multă vorbărie. Ok, scoatem capacul, cred că aici se află toate accesoriile și hai să scoatem. Ok, ăsta e produsul. Deci, cred că asta e carabiniera despre care ziceau ei, că nu e o carabinieră, e doar o agățătoare. Carabinierele sunt alea din metal, dar arată destul de interesant. Cred că aici pe față, în ochii câinelui, în ochelarii lui, de fapt, avem tweeterle. Pe spate avem un subwoofer. Aici ar trebui să fie woofer-ul, de fapt. Și hai să vedem. Aici pe spate avem un USB simplu, avem un slot pentru card micro SD, avem un slot pentru micro USB și avem un jack. Deci merge și pe jack. Și mai avem o gaură mică și un buton. Ah, ăsta cred că e butonul de power. Ok. Hai să vedem ce avem și în cutia asta înaltă. Aici ar trebui să avem cablurile. Deci avem un cablu, un auxiliar jack, de la jack la jack, genul ăla de cablu pe care îl folosești în mașină ca să-ți pui muzică de pe telefon în mașină, și un cablu de la USB simplu la micro USB. Hai să vedem să-l pornim. O să merg pe instinct. Ok, sunetul clasic. Bă, deci cred că ăsta e cel mai clasic sunet pe care îl poate avea o boxă, dar îmi place cum s-a auzit. Aerobull. Deci chiar așa apare ca Bluetooth. Aerobull. Vai, mamă. Și haideți să punem niște muzică. Sunt maxim de curios cum s-aude. Maxim de curios. Am dat volumul ca de obicei. Îl dau de fapt acum. Îl dau puțin și mai mic. Pentru că nu vreau să-mi bubuie creierul și nici să-mi bubuie boxa asta. Bă, dar arată super drăgălaș. Adică chiar e super interesant ca accesoriu în casă. Iese în evidență. Fiind serios că iese în evidență. Ok. Dăm play la o melodie. Vai! Băieților, vibrează biroul. Bă, de la ăsta vibrează biroul. La bas. Bă, nu știu dacă înțelegeți, de fapt nu știu cum funcționează pentru voi,
Dar pentru mine muzica este un factor destul de important. Chiar contează extraordinar de mult să ascult muzică bună, să aud sunete faine în jurul meu și mai ales la o calitate destul de mare. Mai știți că v-am promis că fac un giveaway? Îl promit în continuare. Dar nu mi-au ajuns produsele! Deja am dat un spoiler. Da, o să fie vorba de... Cumva face același lucru, dar aveți două variante de ales? Mă abțin. Ideea este că nu au ajuns produsele, așa că o să mai amân puțin, până când ajung și să facem un video pentru giveaway așa cum trebuie, nu? Ok, așteptați, probabil o să postez random, nu știu exact când o să postez, așa că dați un subscribe, dați un like și la subscribe clopoțelul acolo ca să primiți notificare când postez clipul cu giveaway. Așa că, până la video cu giveaway, hai să trecem la biroul de la produsul ăsta pe care tocmai vi l-am arătat, care este extraordinar. Găsiți produsul în descriere la un preț super, super accesibil și ne vedem în video următor. Eu vă mulțumesc, fiți pe fază pentru giveaway. Pa!